Bine ați revenit la cursuri. Acesta este primul curs de optică fotonică. În cursurile de optică ondulatorie ne-am ocupat de acele fenomene care pot fi explicate considerând lumina o undă electromagnetică. Dar după cum veți vedea, atunci când lumina interacționează cu substanța, ea se manifestă ca fiind alcătuită din particule, particule pe care azi le numim fotoni. Deci în acest caz, lumina manifestă un caracter corpuscular. Și optica fotonică studiază acele fenomene în care se manifestă acest aspect corpuscular al luminii, cum ar fi efectul fotoelectric, efectul Compton, emisia și absorpția luminii și altele. În acest curs va fi vorba despre efectul fotoelectric extern. Acest efect constă în emisia de electroni atunci când cade lumină pe anumite substanțe. Este mai ușor de observat efectul fotoelectric extern în cazul metalelor. Acest efect a fost observat întâi la sfârșitul secolului al XIX-lea de fizicienii germani Hertz și Hallwax. Acesta din urmă a arătat prin experimente că o placă de zinc electrizată negativ se descarcă dacă este iluminată cu radiație ultravioletă, iar dacă era neutră inițial, atunci se încarcă cu sarcină pozitivă. Și Hallwax a tras concluzia că zincul, sub acțiunea luminii ultraviolete, emite particule cu sarcină electrică negativă, deci pierde sarcină electrică negativă. Azi știm că această ipoteză este corectă și că particulele emise sunt electroni. Fenomenul de emisie a electronilor la suprafața unui corp aflat sub acțiunea radiațiilor electromagnetice este numit azi efect fotoelectric extern și el poate fi studiat cu ajutorul unui dispozitiv a cărui schemă o vedeți în acest desen. Piesa principală este un tub vidat, notat T mare, în care se găsesc două piese metalice, numite anod, respectiv catod, conectate la o sursă de tensiune printr-un potențiometru, ceea ce face posibil controlul valorii tensiunii aplicate pe cei doi electrozi. În circuitul celor doi electrozi se mai găsește un voltmetru, ca să putem măsura tensiunea, și un ampermetru, ca să putem măsura intensitatea curentului. Tubul are o fereastră transparentă din cuarț, notată pe desen cu Q, prin care putem trimite lumină pe suprafața catodului, iar lumina se obține cu ajutorul unui arc electric și un filtru, notat F mare în desen, ne permite să iluminăm catodul cu lumină monocromatică, adică să lăsăm să ajungă pe catod doar o singură culoare. Dacă menținem constante fluxul și frecvența luminii care cade pe catod, dar variem tensiunea aplicată pe cei doi electrozi, măsurând intensitatea curentului pentru diferite tensiuni, putem obține ceea ce în electronică se numește caracteristica acestui dispozitiv, adică graficul intensității funcție de tensiune. Și pentru dispozitivul nostru, caracteristica arată astfel. Ca să înțelegeți forma caracteristicii, vă rog să nu uitați ce se petrece în tub. Lumina care cade pe catod produce emisia de electroni. Are loc efectul fotoelectric extern. Prin forma catodului și anodului, electronii emiși se deplasează spre anod. De pildă, catodul este un fir metalic înconjurat de un cilindru care este anodul. Și atunci electronii emiși de catod, indiferent în ce direcție o iau, se deplasează spre anod. Acest grafic ne arată următoarele. Întâi, când tensiunea între electrozi este zero, curentul nu este zero, ci are o valoare notată în grafic cu I0. Și acest lucru ne arată că unii electroni emiși de catod ajung la anod chiar dacă tensiunea dintre cei doi electrozi este zero. Dacă aplicăm o tensiune K
crescătoare cu potențial mai ridicat pe anod, adică plus pe anod, minus pe catod, cu cât devine mai mare această tensiune, cu atât mai mare devine și intensitatea curentului. Acest lucru se vede în zona notată pe grafic cu 2. Există chiar o porțiune a graficului în care intensitatea curentului este proporțională cu tensiunea aplicată, zona accentuată acum în desen. A treia observație, când tensiunea atinge o anumită valoare, numită tensiune de saturație, U indice S, curentul atinge o valoare maximă, numită intensitate de saturație, I indice S. Peste tensiunea de saturație, degeaba mai crește tensiunea, curentul nu mai crește. Este zona notată cu 3 în grafic. Și în fine, dacă aplicăm o tensiune polarizată invers, adică cu potențial mai ridicat pe catod, deci plus pe catod și minus pe anod, zona notată cu 1 în grafic, curentul scade odată cu creșterea în modul a acestei tensiuni. Dar la o anumită tensiune, numită tensiune de stopare, notată cu U indice 0, curentul devine 0. Să notăm. Tot ceea ce am spus se referă la măsurători făcute pentru un anumit flux energetic al luminii care cade pe catod și o anumită frecvență. Ce se întâmplă dacă facem aceleași măsurători, dar pentru fluxuri diferite ale luminii? Atunci obținem pentru fiecare valoare a fluxului câte o caracteristică curent-tensiune, așa cum vedeți în acest desen. Caracteristicile formează o familie de caracteristici pentru fluxuri diferite. Deocamdată să observăm că tensiunea de stopare rămâne aceeași indiferent de fluxul luminii. Toate graficele pleacă din același punct. Dar intensitatea de saturație este cu atât mai mare cu cât este mai mare fluxul energetic al luminii care cade pe catod. Iar dacă facem măsurători, vom observa că există o relație de proporționalitate între fluxul energetic al luminii și curentul de saturație. Acum să trasăm caracteristicile pentru diferite frecvențe ale luminii folosite, adică folosind lumină de diferite culori, reglând fluxul luminii în așa fel încât să obținem aceeași valoare a curentului de saturație de fiecare dată. Acum obținem această familie de caracteristici, se observă că tensiunea de stopare este cu atât mai mare în modul cu cât este mai mare frecvența luminii folosite. Și din nou, dacă facem și calculele, vom observa că, de fapt, tensiunea de stopare în modul este proporțională cu frecvența luminii folosite. A sosit momentul să vedem ce ne spun toate aceste grafice despre efectul fotoelectric extern și despre lumină. Zona a doua din grafic ne arată că intensitatea curentului crește odată cu creșterea tensiunii anod-catod. Și asta înseamnă că pe acest interval de variație a tensiunii, tot mai mulți electroni ajung de la catod la anod pe măsură ce crește tensiunea. Dar zona a treia ne arată că peste tensiunea de saturație nu mai crește numărul electronilor care ajung la anod. Și asta înseamnă că numărul electronilor emiși în unitatea de timp este limitat și nu depinde de
tensiunea aplicată tubului. Dar de cine depinde? Avem această familie de grafice despre care am vorbit, care ne arată că numărul electronilor care ies în unitatea de timp din catod depinde de fluxul energetic al luminii care cade pe catod. Cu cât vine mai multă lumină, cu atât este mai mare curentul de saturație, ceea ce înseamnă că numărul electronilor emiși de catod în unitatea de timp este proporțional, putem afla asta dacă facem niște calcule, cu fluxul energetic al luminii. Vine mai multă lumină, ies mai mulți electroni din catod. Dar zona a doua ne arată, așa cum am mai spus, că odată cu creșterea tensiunii anod catod, tot mai mulți electroni care au fost emiși ajung la anod. De ce nu ajung toți? Ne ajută să găsim explicația, observația că și în cazul în care tensiunea anod catod este zero, avem un curent prin tub notat în graficul I0, ceea ce înseamnă că unii electroni emiși, unii, puțini, nu toți, reușesc să ajungă la anod, chiar dacă nu sunt accelerați de o tensiune. Și această observație ne arată că electronii emiși, numiți și fotoelectroni, n-au toți aceeași energie cinetică. Unii sunt emiși cu viteză mai mare, alții cu viteză mai mică. Iar în zona a doua se întâmplă următoarele. Electronii sunt emiși de catod cu viteze diferite. Când un electron iese din catod, potențialul catodului crește. Catodul se face mai pozitiv, pentru că a pierdut o sarcină electrică negativă, sarcina electronului. Așa că electronii emiși cu viteze mici cad înapoi pe catod, deoarece sunt atrași de acesta. Cei care au viteze mari reușesc să ajungă până la anod. Mărind tensiunea dintre anod și catod, facem ca tot mai mulți electroni care ies din catod să ajungă la anod, deoarece apare o forță care are sensul de la catod la anod și care acționează asupra electronilor. Dar la o anumită tensiune, tensiunea de saturație, toți electronii care ies din catod ajung la anod, chiar și cei care abia ies din catod, care au energia cinetică la ieșire practic zero. Și din această cauză apare curentul de saturație. Degeaba mai mărim tensiunea, n-au de unde să vină mai mulți electroni. Și acum putem înțelege și de ce există zona întâi din grafic. Chiar și pentru tensiuni anod catod negative, așa cum se întâmplă în zona întâi, unii electroni, foarte puțini, e adevărat, au suficientă energie ca să ajungă la anod. Deși tensiunea dintre anod și catod îi frânează, ei ajung totuși la anod pentru că au energie cinetică foarte mare în momentul în care sunt emiși. Însă faptul că există o tensiune de stopare sub care curentul devine zero, arată că sub această tensiune niciun electron nu mai are suficientă energie pentru a ajunge la anod, cu alte cuvinte, există o energie maximă a electronilor care sunt emiși sub influența luminii care cade pe catod. Dar știm că energia cinetică pe care o capătă o particulă cu sarcina electrică Q mic, atunci când este accelerată de o tensiune U, se poate calcula cu relația energia cinetică egal cu Q ori U. În cazul electronului, energia cinetică este E ori U, unde E este sarcina electronului, sarcina electrică elementară. La fel, dacă particula este frânată până la oprire, atunci energia ei cinetică înainte de a fi frânată se poate calcula cu aceeași formulă. În cazul electronului, E ori U. Și înseamnă că energia maximă a electronilor emiși de catod se poate calcula cu relația energia cinetică maximă E înmulțit cu tensiunea de stopare. Pentru că tensiunea de stopare este cea care oprește electronii să mai ajungă la anod. Îi oprește chiar și pe cei care au cea mai mare energie cinetică în momentul emisiei. Iar această familie de caracteristici ne demonstrează că energia cinetică maximă a electronilor nu depinde de fluxul energetic. Acest lucru se observă în grafic prin faptul că
indiferent cât este fluxul, tensiunea de stopare rămâne aceeași. Toate graficele pleacă din același punct, dacă frecvența luminii pe care o folosim rămâne aceeași. Iar această familie de caracteristici ne arată că energia maximă a electronilor emiși depinde de frecvența luminii cu care iluminăm catodul. Deci nu depinde de flux, dar depinde de frecvență. De fapt, dacă facem calculele, vedem că energia cinetică maximă a electronilor emiși este proporțională cu frecvența luminii folosite. Adică această energie cinetică maximă este proporțională cu frecvența luminii pe care o folosim. Aici vedeți spectrul luminii vizibile. Gândiți-vă că dacă iluminăm catodul cu, să spunem, lumină verde, vom avea o anumită energie cinetică maximă a electronilor, deci o anumită tensiune de stopare. Dar dacă acum luminăm catodul cu lumină albastră, care are frecvența mai mare, energia cinetică maximă a electronilor va crește și de aceea va crește și tensiunea de stopare în modul. Trebuie să spun în modul pentru că ea este negativă. Toate măsurătorile și observațiile legate de efectul fotoelectric extern au fost sintetizate în 4 legi, numite legile efectului fotoelectric. Să le notăm. Problema care apare este aceea că una singură dintre legile efectului fotoelectric extern, și anume prima, poate fi înțeleasă presupunând că lumina este o undă. Celelalte nu. Să vedem de ce. Voi face o analogie cu valurile mării care lovesc un țărm pe care se găsesc pietre pentru a arăta incompatibilitatea legilor 2, 3 și 4 cu ipoteza că lumina este o undă. Energia transportată de undă este proporțională cu pătratul amplitudinii undei. Adică dacă valurile de 1 metru transportă o anumită cantitate de energie, valurile de 2 metri transportă de 4 ori mai multă energie. Dar important este că energia transportată de o undă depinde de amplitudinea undei respective. Prima lege spune că intensitatea curentului de saturație este proporțională cu fluxul energetic al luminii care cade pe catod. Ea ne arată că numărul electronilor emiși de catod este proporțional cu energia adusă de lumină. Ne așteptam să fie așa. Un flux mai mare înseamnă amplitudine mai mare, adică mai multă energie. Și dacă vine mai multă energie, vor fi emiși mai mulți electroni. Un val mare mișcă mai multe pietre când ajunge la mal decât un val mic. Deci putem înțelege prima lege și dacă ne folosim de modelul de undă electromagnetică pentru lumină. Dar legea a doua spune că energia cinetică a electronilor emiși nu depinde de fluxul luminii, ci de frecvența ei. În analogia noastră, e ca și cum, indiferent cât sunt de mari valurile, pietrele pe care le mișcă la mal au aceleași viteze. În schimb, dacă valurile vin mai des, asta înseamnă frecvență, pietrele sunt aruncate cu viteze mai mari decât atunci când vin valuri de aceeași înălțime, dar mai rar. Și știm din experiență că nu este așa. Valurile mari fac să sară pietrele de la mal cu viteze mai mari decât valurile mici. Pe de altă parte, vitezele cu care sar pietrele lovite de valuri nu depind de cât de des vin valurile, ci de înălțimea valurilor, adică exact invers decât ceea ce ne arată legea a doua. Legea a treia ne arată ceva la fel de ciudat.
Și anume că dacă lumina care cade pe catod are frecvența sub o anumită valoare, atunci nu mai sunt emiși electroni deloc, indiferent cât de mare este fluxul energetic al luminii. Adică, revenind la analogia noastră, indiferent cât de mari sunt valurile care lovesc țărmul, dacă vin prea rar, ele nu pot mișca nicio piatră. Știm foarte bine că nu e așa. În fine, măsurători foarte precise au dus la legea a patra, care ne arată că efectul fotoelectric extern se produce practic instantaneu. Aici analogia noastră nu mai funcționează, pentru că am presupus că vin valuri care aduc multă energie și care pot pune instantaneu în mișcare pietrele de la mare. Dar când o particulă primește energie de la o undă, mai ales când unda are putere mică, lucrurile se întâmplă altfel. Particula, în cazul nostru electronul, primește energie prin fenomenul de rezonanță, adică la interacțiunea cu unda, cu fiecare front de undă capătă cât un pic de energie și oscilează cu o amplitudine tot mai mare și tot mai mare, cam așa cum se întâmplă atunci când împingem pe cineva într-un leagăn. Așa că, dacă lumina ar interacționa ca o undă cu electronii, în cazul undelor cu puteri mici, ar trebui să așteptăm un pic până când electronii ar primi suficientă energie ca să poată să iasă din materialul în care se găsesc. Dar măsurătorile arată că, indiferent cât de slabă este lumina care cade pe catod, dacă frecvența este peste frecvența de prag, electronii ies instantaneu. În concluzie, dintre cele patru legi ale efectului fotoelectric, doar una poate fi înțeleasă, considerând că electronii interacționează ca o undă atunci când cade lumină pe catod. Atunci, ce ipoteză trebuie oare să facem pentru a putea explica toate legile efectului fotoelectric extern? Cel care a propus o ipoteză care poate explica toate legile efectului fotoelectric și care s-a dovedit corectă prin multe alte experimente și măsurători ulteriore a fost Albert Einstein în 1905. El a plecat de la o idee a fizicianului Max Planck, publicată în anul 1900. Max Planck a arătat că legile cunoscute în acea vreme pentru interacțiunea radiației electromagnetice cu substanța pot fi înțelese dacă presupunem că energia pe care o au atomii nu poate avea orice valoare, ci doar un șir de valori. Azi spunem că energia atomilor este cuantificată. O mărime fizică este cuantificată dacă nu poate lua orice valoare, ci doar un șir de valori. Dar dacă energia atomilor este cuantificată, atunci atomii nu pot nici să absoarbă sau să emită orice cantitate de energie. Pentru că atunci când trec dintr-o stare caracterizată de energia E1 într-o stare caracterizată de energia E2, ei trebuie să absoarbă sau să emită radiație electromagnetică în cantitatea E2 minus E1. Și această valoare este cuantificată pentru că și energiile E1 și E2 sunt cuantificate. Asta înseamnă că la trecerea unui atom dintr-o stare în alta, dacă el trece într-o stare cu energie mai mare, atunci el primește o anumită cantitate de energie electromagnetică, iar dacă trece într-o stare cu energie mai mică, el emite o anumită cantitate de energie electromagnetică, dar nu oricâtă, ci exact atât cât este diferența dintre cele două stări energetice posibile ale atomilor. Această ipoteză a lui Max Planck este începutul fizicii cuantice. În 1905, așa cum v-am spus, Einstein a extins ipoteza lui Planck, presupunând că undele electromagnetice schimbă energie cu substanța într-un mod cuantificat, adică cedează sau primesc energie în porții
pe care le numim cuante de energie și în cazul luminii numele lor este fotoni. Cu alte cuvinte, în momentul interacțiunii cu substanța, lumina se comportă ca fiind alcătuită dintr-un număr foarte mare de particule, fotoni, și nu se comportă ca o undă electromagnetică. Pentru a explica legile efectului fotoelectric extern, Einstein a arătat că fotonii trebuie să aibă anumite proprietăți. Și anume, proprietatea principală este aceea că energia transportată de un foton este proporțională cu frecvența luminii din care face parte și constanta de proporționalitate o numim azi constanta lui Planck. Deci energia transportată de un foton, să notăm cu epsilon, este H înmulțit cu nu. Nu fiind frecvența luminii din care face parte fotonul respectiv, iar H este constanta lui Planck, care are valoarea 6,626 înmulțit cu 10 la minus 34 joule ori secundă. Această particulă, fotonul, transportă, deci, cantitatea de energie care se poate calcula cu formula H ori nu și înseamnă că atunci când atomul trece dintr-o stare energetică superioară într-una inferioară, el emite un foton care are energia H ori nu exact egală cu diferența dintre cele două stări energetice ale atomului care l-a emis. Fotonul nu are masă și nu poate fi în repaus niciodată, în niciun sistem de referință, pentru că lumina este în oricare sistem de referință în mișcare, cu viteza luminii. Deci nu există fotoni în repaus, fotonul nu are masă, dar pentru că transportă energie, există o masă echivalentă energiei pe care o transportă și pe care o putem calcula cu ajutorul relației E egal cu mc pătrat. Adică H ori nu, energia, egală cu mc pătrat, de unde rezultă că m este H ori nu supra c pătrat. Dar, repet, aceasta nu este masa fotonului, ci este masa echivalentă energiei pe care o transportă fotonul. Mai de mult se foloseau noțiunile de masă de repaus și masă de mișcare, dar s-a renunțat la aceste noțiuni pentru că masa este o proprietate intrinsecă a unei particule și de aceea nu poate să depindă de sistemul de referință. Energia cinetică, în schimb, depinde de sistemul de referință. De fapt, lumina este în mișcare față de orice sistem de referință, așa cum v-am mai spus. Deci nu există lumină în repaus, acesta fiind încă un motiv pentru a nu vorbi, în cazul fotonilor, despre masa de repaus. Și dacă vorbim despre masă totuși, atunci avem și impuls. Impulsul fotonului este masa înmulțită cu viteza, formula generală a impulsului, dar în cazul fotonului, masa este H ori nu supra C pătrat, iar viteza lui este viteza luminii, înmulțit cu C. Așa că, până la urmă, impulsul fotonului este H ori nu supra C. Să vedem acum cum pot fi înțelese legile efectului fotoelectric extern cu ajutorul noțiunii de foton.
Einstein a arătat că în cazul efectului fotoelectric extern, atunci când un foton interacționează cu un electron, fotonul își cedează toată energia electronului și primind această energie, electronul poate pleca din materialul în care s-a găsit, adică este emis. Dar pentru a scoate un electron dintr-un material, trebuie să efectuăm lucru mecanic, pentru că electronul este ținut în materialul respectiv prin forțe, este legat, altfel n-ar sta acolo. Și acest lucru mecanic pe care trebuie să-l efectuăm pentru a scoate electronul dintr-un anumit material, îl numim lucru mecanic de extracție, L indice E. Și fotonul își cedează energia pe care electronul o folosește odată pentru a ieși din material, adică pentru a efectua acest lucru mecanic de extracție, și ceea ce rămâne este energia cinetică a electronului. Așa că legea conservării energiei spune așa, energia pe care o aduce fotonul, adică H-ul, trebuie să fie egală cu lucru mecanic de extracție plus energia cinetică pe care o are electronul la ieșirea din material. Aceasta este ecuația lui Einstein pentru efectul fotoelectric extern. Și vă voi arăta imediat cum explică ea legile acestui efect. Dar întâi vreau să lămuresc un aspect. După cum ați văzut, electronii emiși au energii cinetice diferite. De ce? Dacă lucrul mecanic de extracție este același pentru un anumit material, pentru toți electronii, atunci de ce, cu toate că lumina este monocromatică, adică toți fotonii care vin au aceeași frecvență, energiile cinetice sunt diferite? Pentru că atunci când electronul face parte dintr-un atom sau ion, care la rândul lui face parte dintr-o rețea cristalină, acolo mai sunt implicate și alte energii. Așa se face că, deși fiecare material este caracterizat de un lucru de extracție, electronii nu ies toți cu aceeași viteză, pentru că de obicei ei transferă o parte din această energie pe care o primesc de la foton rețelei cristaline, adică măresc agitația termică în rețeaua cristalină, adică se produce și căldură. Deci o parte din această energie se transformă de obicei și în căldură și numai unii dintre electroni vor reuși să rămână cu toată energia fotonului care i-a lovit. Iar niciunul nu va avea mai multă energie decât cea a fotonului care a interacționat cu ei. Și acum să luăm pe rând legile efectului fotoelectric extern. Prima lege ne arată că numărul electronilor emiși este proporțional cu fluxul de energie al luminii. E ușor de înțeles acum acest lucru. Prin flux energetic mai mare înțelegem un număr mai mare de fotoni. Asta înseamnă că vine mai multă energie, vin mai mulți fotoni. Și dacă vin mai mulți fotoni, vor fi mai multe interacțiuni foton-electron, și înseamnă că mai mulți electroni vor putea să iasă din catod, vor putea să fie emiși. Legea a doua spune că energia cu care sunt emiși electronii nu depinde de fluxul energetic, dar depinde de frecvență. Acum, și acest lucru este ușor de înțeles. Flux energetic mai mare înseamnă, așa cum am spus, mai mulți fotoni. Dar energia adusă de fiecare foton este aceeași. Nu s-a schimbat frecvența. Și atunci degeaba sunt mai mulți. Energia pe care o primește un electron este aceeași, pentru că interacțiunea foton-electron este o interacțiune 1 la 1. Un electron nu poate interacționa cu mai mulți fotoni odată. Și de aceea, indiferent câți fotoni vin, electronii care ies vor fi, e adevărat, mai mulți sau mai puțini, dar vor ieși cu aceeași energie cinetică maximă. În schimb, dacă vine o radiație cu frecvența mai mare, fotonii aduc mai multă energie și atunci va crește și energia cinetică maximă a electronilor emiși. Legea a treia spune că există o frecvență de prag sub care efectul fotoelectric nu se mai produce, indiferent cât de mare este fluxul energetic. Și acest lucru este ușor de înțeles, pentru că dacă fotonul nu aduce măcar atâta energie cât este lucrul de extracție, electronul nu poate să iasă. Și atunci avem o frecvență, să notăm cu nu zero, H ori nu zero egală cu lucrul de extracție, și această frecvență se numește frecvență de prag. Fotonii care vin trebuie să aducă măcar această cantitate de energie. Deci trebuie să aibă măcar această frecvență pentru ca electronul să poată să iasă din materialul din care a făcut parte.
De aceea, dacă lumina nu are măcar frecvența de prag, indiferent cât este de mare fluxul energetic, indiferent câți fotoni vin, nu se produce efect fotoelectric extern. Și legea 4 este acum ușor de înțeles, pentru că efectul fotoelectric extern este de fapt rezultatul unei ciocniri între două particule, foton și electron. El are loc imediat ce fotonii lovesc suprafața unui material. Nu trebuie să așteptăm ca electronul să primească energie, cum era cazul unei unde. Pentru aceste explicații ale legilor efectului fotoelectric extern, Einstein a primit premiul Nobel în anul 1921. În concluzie, legile efectului fotoelectric extern nu pot fi explicate considerând lumina o undă, dar pot fi explicate dacă considerăm că lumina este corpusculară, este alcătuită din particule, din fotoni. Și de aceea, efectul fotoelectric extern este studiat de optica fotonică. Sigur, acum vă puteți întreba, dar până la urmă, ce este lumina, undă sau particulă? Am vorbit despre acest așa numit caracter dual al luminii în mai multe materiale. Găsiți linkurile a două dintre ele în descriere dacă vă interesează aceste aspecte. Despre aplicațiile practice ale efectului fotoelectric extern voi vorbi în cursurile aplicative. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!